Dragi prieteni ai Asociației Speranță pentru România, suntem în casa lui David Vasile, familia Vasile, care, așa cum vedeți, este formată din 5 persoane. Domnul David a fost pensionat pe caz de boală și acum a trecut la pensia de vârstă. Împreună cu copilașii stau într-o casă care i-a dat-o cineva din milă. Casa lor a fost distrusă în altă localitate și cineva, cunoscându-l în spital, i-a dăruit această căsuță. De fapt, sunt niște anexe ale unei case care ei și-au găsit liniște aici. Sunt două cămăruțe, în cealaltă nu pot filma pentru că nu este lumină, dar aici trăiesc. Astăzi a apelat la ajutorul nostru pentru că chiar nu aveau ce să mănânce zilele acestea. Îmi spunea că măcar... Mi-a dat telefon și mi-a spus de fapt că ați vrea măcar un sac de pâine. Chiar așa nu ați avut ce să mâncați? Exact așa mi-a spus. Pe mine m-a impresionat foarte mult când am atâtea cazuri, răspunde atâtea cazuri, dar cineva care să înceară numai pâine nu am întâlnit până astăzi. De asta și am venit aici foarte repede, am cerut ajutorul unor oameni cu suflet ca să putem veni în casa dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, dragi donatori, pentru că știm că ați empatizat întotdeauna cu cazurile noastre. Dorința noastră este ca ei să aibă o căsuță, cât ar fi de mică, să o putem cumpăra pentru a locui în ea.